Elefant. Porcu. Elefant. E porc. Chiar așa? Nu! 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 Iar acum avem o întrebare capcană pentru Stas. Gata, gata, gata! Răspunde corect sau vei fi udat. Am aici 15 întrebări. Iar aici am 15 vase cu apă. Aici o am pe Jasmina și aici l-am pe Stas. Care vă răspunde la întrebările mele? Dacă a răspuns greșit, va fi udat. Dar dacă a răspuns corect, tot va fi udat. Numai că nu el, ci vecinul lui. Chiar așa? Cine vrea să înceapă primul? Fetele. Băieții? Nu, fetele. Ok, eu zic să vedem asta la 1, 2, 3. 1, 2, 3. Stas! Stas va fi primul. Ok, am 15 întrebări, după cum am spus. Și voi aveți șansa să vă alegeți întrebarea. Stas, spune-mi un număr de la 1 până la 15. 5. Ok. Ce insectă poate trăi 3 săptămâni întregi fără cap sau creier? Ai două variante de răspuns. Păianjenul sau gândacul? Păianjenul sau gândacul care poate să trăiască fără cap sau creier? Da. Dar creierul nu e în cap. 3 săptămâni. 3 săptămâni. 3 săptămâni. Wow. Gândacul. 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 Mi-e strașnic! Atunci când aud pe unul, să nu fie udat și al doilea. Jasmina, putem și amândoi! Acesta este vasul pentru întrebarea cu numărul 5. Jasmina! Fetele! Gata! O păcat oricum! Gata! După cum ați înțeles, Stas a răspuns corect. De aceea, Jasmina a fost udată. Jasmina, acum spune-mi tu un număr de la 1 la 15 în afară de 5. Preferată mea cifra 4. 4. Ok. Răspundem la întrebarea. Ce animal este singurul care nu poate sări? Porcul sau elefantul? Porcu! Elefant! E porc! E răspunsul meu! Eu știu răspunsul ăsta, de poate nu poate să sară. Acesta este vasul. Sunteți gata? Eu știu că sunt, pentru că eu știu întrebarea. Așa, trecem la următoarea întrebare. Stas, dă-mi un număr de la 1 la 15. Hai să spunem 15. 15? Ce lungime are calmarul gigantic? Uai. 1 metru sau 20 de metri? 20 de metri se duce până la copacușeaua. Stați aleag. Calamarul gigantic. Stați aleag, 20 metri, eu nu prea închipui, hai să spunem 1 metru, că 20 de metri până în capătul pădurii. Răspunsul tău este? 1 metru. 1 metru. Wow! 20 de metri. Întrebarea cu numărul 15. 20 de metri are. Da, dar astfel de, nu mă străpui, astfel de calamari trăiesc la adâncimi de peste 1000 de metri. Îți dai seama? Eu mă bucur că nu sunt așa de văzut cum stați. Jasmina, dă-mi număr. Haideți să zicem numărul 1. 1. Ok. Care este țara care are forma unei cizme? Italia sau Franța? Eu știu. Italia. Italia, da? Nu! 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 Știu răspunsul la această întrebare. Jasmina, ești gata? Da! Nu! Chiar și eu, că e Italia! Asta era un răspuns! Cât de acolo? Gata! Și următoarea întrebare pentru Stas cu numărul? 11. 12, 13. Câți ani am eu?
13. Hai. Care este animalul cel mai inteligent după om? Șimpanzeul sau câinele? Șimpanzeul, nu știu cum arată șimpanzeul. Hai spunem câinele. Câinele, hai câinele, că n-aș inică dacă sunt mama ai ud odată. Tu cum crezi? Eu cred că, de fapt, câinele, dar mă gândesc că șimpanzeul tot poate, că știu că ele toți sunt tari înțelepți. Apă, deși câinele. Ok. Un polonic de apă pentru asta. Eu n-am auzit nimic și mă gândeam că un crestăcuș. Sticlă. Ok. Cel mai inteligent animal după om, adică omul nu este animal, dar dintre toate animalele, este șimpanzeul. Răspunea, dă-mi un număr. Hai. Cât are Melissa? Cât are Melissa? 8. Întrebarea cu numărul 1. Câte pleoape are o Camila? Pleoape. 2 pleoape sau 3 pleoape? Pleoape. Să zicem 2? Eu cred că 2. Răspunsul tău, Jasmina, este? 2. 2 pleoape. Da. Are 3. Gata! Căldare! Cum, Jasmina, cum te simți? Să știți că o Camila are 3 pleoape. Următoarea întrebare pentru Stas, cu numărul? 10. Iar acum avem o întrebare capcană pentru Stas. O întrebare foarte ușoară, la care răspunsul știe, cred că, fiecare dintre voi. Să vedem cum va răspunde el. Dacă el va răspunde corect, înseamnă că va fi udată Jasmina. Sau special va răspunde greșit ca să o protejeze pe Jasmina și să fie udată el. Sunt foarte curios să văd cum va răspunde Stas. Câte degete la o mână are un om de 100 de ani? 5 degete? Sau 4 degete? Asta stai, sunt două motive. Dacă s-a născut cu 5 de ani, are 5 de ani. Dacă s-a născut cu 4 de ani, are 4. 5, asta e clar că e 5. Cât să aibă, ia uite. 1, 2, 3, 4, 5. Asta dacă eu știu o numără ghină. Precis? Da! Nu are 4, dar nu, 5. 5. Cum mai să aibă un om de 100 de ani? 4. Gata! Ai un pahar plin cu apă. Mai departe. Dați-ne, vă rog frumos, like ca să ne încălzim. Sau numai bine apăsați pe butonul de abonare. Da. Să fie așa. Să nu fie roșu, să fie așa sună, așa frumos. Da, așa da. Călduți. Ca cărbunile cele călduți. Da, 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 ideam și închipă. Deci, noi am făcut o concluzie că Stas este un gentleman adevărat, așa-i? Da. Dedicul, tu ai înțeles? Da, eu am înțeles. De ce? Hai să afli în videoclipul ăsta. Hai să vezi un videoclip. Cam udat? Ce? Ce? Eu n-am înțeles nici. Am rămas întrebările cu numărul 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 și 14. Jasmina, care e numărul alegi? Eu aleg numărul 12 pentru că ziua mea de naștere pe 12 ianuarie. Ok. Știai că există viverițe zburătoare? Da. Da, ok. Câți metri poate sări o viveriță zburătoare dintr-un copac în alt? 10 metri sau 90 de metri? Eu aș zice 10, dar mă gândesc că întrebarea nu pur și simplu așa pusă, așa că o să zic 90. Mie îmi pare că poate, nu, poate. Stați, m-am încurcat. Ok. 90 metri. Da. Ok. Putem! Da, o viveriță zburătoare poate să rii până la 90 metri. Incredibil! Eu mă gândeam că nu pur și simplu așa a spus întrebarea. Eu știam! Eu aleg întrebarea cu numărul 3. 3. Eu sunt născut cu 3 nume. Bine. Unde se află inima creveților? În coada lor sau în capul lor? Wow! În
cap sau în coadă? Cap sau în coadă? Hai să spunem în coadă, în coadă. În coadă. Eu știu. Inima criveților este în coadă. Bine. Ui. Ui, din grafală. Ui, din grafală. Inima criveței este în cap. Eu asta undeva m-am auzit și de tot știam. Dacă îmi dădea mie răspunsul, stați precis, oricum era ur. Stați știam din cărți. Ok, Jasmina, să vedem cum îi răspunde tu acum. Dă-mi un număr. Numărul 6. 6. Ok. Șarpele boa. Este un șarpe foarte mare. Poate înghiți o vacă întreagă. Sau un șobolan mare. Vacă. O vacă. Eu așa cred. De ce tu ești așa de bun? Eu pur și simplu știu că unii șarpe poate să înghită chiar și un om. Și are puțin apă? Da. Eu mi-a. Wow, wow, wow! No! Cât asta? Cât litri? 6 litri de apă! Răspund, apă-i caldă și o să-i tare bine dacă am ni fric după apă caldă. Hai, următorul ești sas. Da, echipă. Să vedem, poate și Jasmina va fi odată data asta. Văd că toată apa o iei mai tu. Totul depinde de tine. 7 a fost? Acum toate, a? 7? Nu, nu a fost. Ok, 7. Întrebare. Câte minute pe zi doarme o girafă? Uai. Apropo, girafa doarme în picioare, dacă nu știu. Ok. Bine? Cacau. Răspunsurile sunt următoarele. O girafă doarme 25 minute pe zi sau 7 minute pe zi? Niciodată în viață n-am văzut o girafă să doarme, de asta hai să spunem că doarme sapă. De ce stai? Nu. Ești gata? Yeah! Jasmina, udă! Doar atât! Sapă. Jasmina poate da, dar... Sapte minute, sapte! Hai să n-a fost indiciu, așa s-a coincis. Următoarea întrebare pentru cea... Udate, Jasmina. Eu înțeleg ce frate. 2. Salam. Ok. Care dintre următoarele animale pot respira sub apă? Raze, manta sau pinguini? Eu știu că pinguini pot să respire sub apă foarte mult. Pinguini, da? Răspunsul tău este pinguini. Nu, haideți să primim raze, manta. Raze, manta? Eu știu, ascultați, eu știu că acum eu se aud pentru că pinguini, am văzut foarte multe videoclipuri că pinguini nu s-au foarte mult sub apă de asta. Ok, pinguini! Pinguini, da? Da. E, dar nu spate de-am de ce... Nie! Gata, nu, stați, m-am gândit un mic și m-am gândit... Gata, 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 gata! Pinguini! Eu am luat răspunsul pinguini. Hai! Trebuie să rămâi la primul răspuns. Răspunsul corect este razie manta. Noi le mai spunem pisicile de mare. Pinguinii pot să-și țină respirația. Sunt că a spus corect. Ascultați, prima oară a spus corect, tu poți schimba. Mulțumesc, Jasmina. Dar nu pot să respiri sub papă, pinguinii. Respect. Da. Haideți, Mariette. Vreau în mașină, unde-i căldut. Stați, care întrebare alegi? 9, 11 sau 14? 11. Dacă de mijloc. 11. Ok. Capibara. Capibara. Este un rozător. Știam că vor face glume. Capibara. Dar cât este el de mare? Întrebare. Cât cântărește un capibara? 10 kg sau 40 de kg? Mi se pare că ori 10. Ori 40. Ori 40. Băi, dar capibara și e gras, ori 40 kg. Stați, o leagă. Cât are mare? Mi se pare că e 40, hai să spun că e 40. 40. 40, că am văzut un video pe lângă om, el e mai sus de genunchi, cam așa. Tu ai ales 40, corect? A, da! Are 10! Stai. Capibara.
Capi, eu chiar sunt capi boară din apă scos. Deci, da, ea într-adevăr cântărește 40 de kilograme. Pe tine, bre. Eu am mai mult de 40. Știți? De fapt, pentru mine era acum un mini bonus. Și zice că eu un pic am înghețat și apoi ce era tare cald și era un pic mini. Ok, deci, au rămas două întrebări. Da. 9 și 14. Oh, Jasmina, care este? Întrebare pentru tine. Eu aleg 9. Ok. Ce culoare are blana unui urs polar? Albă sau transparentă? Transparentă. Și cum? Transparentă. Nu, așa chestie. Așa că e stas. E albă. E transparentă. E albă. Cum să și e transparentă? De pele neagră. Hai să scala final. Ok. Au. Ce vas mare. Și mă dau. Ok. Au, au, au. Ok, vă explic de ce este blana transparentă. Blana este transparentă din cauza că este formată din mii de pieri plini cu aer pe dinăuntru. Lumina se reflectă în aceste fire și creează senzația de albeață. Uite așa. Ok, s-a rămas ultima întrebare și este pentru tine. Câte ouă aproximativ face o găină pe an? 250 sau 365? Stai. Și întrebările s-au terminat. Scrieți în comentarii cine este cel mai ud. Jasmina sau Stas? Eu uit la mine, părul tot e ud. Da, uit la mine, aici pot să fac compot. La mine aici pot să fie pe mine. Ok, nu uitați de like, de abonare. Să scrieți în comentarii ce v-a plăcut vouă, care întrebare vă cea mai caioasă. La revedere!